știm că lucrările încă sunt în desfășurare. Cam cât mai durează până când, cam cât preconizați că va mai dura până când se vor finaliza aceste lucrări? Vorbim despre un proiect amplu, un proiect care merită văzut în concretețea lui în această fază, în aceste zile în care vorbim, se poate intra, se poate vizita catedrala, se poate trece prin altar. Vorbim de un proiect amplu, un proiect care este gata ca volum al lucrărilor, vorbesc de biserică, de catedrală, în proporție de 95%. În acest moment se lucrează în exterior la cota plus 90, deci la turla principală și la turlele mai mici. În curând vor fi instalate cupolele, urmează evident acoperișul. Mai sunt de efectuat lucrări în exteriorul catedralei pentru finalizarea spațiului liturgic exterior, mă refer la esplanada din fața catedralei care este aproape gata, dar mai necesită niște lucrări de finisaj și, desigur, cea mai importantă lucrare, cea care va antrena ceea ce spuneam mai de mult, adică sfințirea bisericii, a picturii ei viitoare, urmează deci concentrarea pe această realizare a picturii interioare a bisericii. Ulterior, catedrala însă și în exterior va fi îmbrăcată într-un praf de piatră alb și vom vedea și în exterior, vom avea posibilitatea să vedem un discurs vizual, ca să spun așa, al catedralei, pentru că vor fi ornamente care vor vorbi de la sine într-un limbaj simbolic adecvat oricărei biserici și catedrale. Însă, în tot acest timp, presupun că poate fi vizitată. În tot acest timp, nu se vor săvârși duminical slujbe acolo, deoarece lucrările în interior vor continua. Va fi suspendată o vreme, accesul în catedrală, din când în când, cu ocazia marilor evenimente, sigur, se va săvârși acolo Sfânta Liturghie, întrucât acum este posibil, dar această perioadă în care catedrala va fi încă în lucrare, ca să spun așa, vor mai dura aproximativ 3 sau 4 ani. Estimăm că la sfârșitul acestor câțiva ani, catedrala va fi gata în mod integral. Actualmente vorbim de finalizarea fazei la roșu, ceea ce înseamnă enorm, pentru că asta înseamnă îmbrăcarea catedralei cu uși, ferestre, deja au fost instalate, repet, se lucrează acum doar la zona acoperișului, iar în interior urmează realizarea picturii interioare și, bineînțeles, finisajele de rigoare care vor putea fi realizate în curând. Câți bani au fost cheltuiți pentru lucrările acestei catedrale până în acest moment? Suma reală cheltuită pentru lucrările realizate până acum este de 105 milioane de euro, dintre care 20 de milioane îl constituie TVA-ul. Dacă mă întrebați cât mai este necesar, în acest moment există în conturile Catedralei Naționale bani suficienți pentru a termina faza la roșu. Ulterior, vor mai fi necesare sume pentru realizarea lucrărilor despre care am vorbit, în primul rând, realizarea picturii interioare în mozaic. Nu există în acest moment un deviz estimativ al acestor mozaicuri. Asta voiam nu să a fost întreb, cazul, pentru există. Că mai durează câteva luni, cel puțin, finalizarea fazei la roșu. Ulterior, vom face publice, evident, estimările financiare legate de realizarea mozaicurilor. În orice caz, vreau să subliniez că ce a fost mai greu a trecut și că în niciun caz nu mai este vorba de cheltuirea unor sume foarte mari. Nici această sumă, ținând cont că e o catedrală, o catedrală care e un proiect de țară inclusiv, pentru că ea e un patrimoniu nu doar simbolic, spiritual, este un patrimoniu și material care aparține națiunii române, statului român. Există în România proiecte a căror finalitate e foarte dubioasă. Nu intrăm în amănunte. Există evaziuni fiscale colosale, există sisteme instituționale paralizate de corupție, există autostrăzi în care știm foarte bine s-au îngropat sume exorbitante fără să fie finalizate. Adică aduc aceste lucruri în discuție pentru a compara un proiect perfect articulat cu justificare absolut riguroasă a cheltuielilor cu proiecte în care s-au investit sume mult mai mari și fără nicio finalitate.
Această sumă de 105 milioane de euro nu provine integral de la stat. În procent de peste 30% din acești bani sunt din donațiile credincioșilor, prin participarea Bisericii Ortodoxe Române. Evident, un procent foarte însemnat l-au avut contribuțiile de la stat, dar nu există în lume o catedrală care nu este orice clădire dintr-o țară. Este o emblemă pentru dimensiunea spirituală a acelei țări. În toate țările ortodoxe din lume, în toate țările catolice din lume, mă refer la țările mari, cu reprezentativitate, există o catedrală națională. Toate aceste catedrale, fiind naționale, au fost construite și prin participarea, prin finanțarea statului respectiv. Care este motive bine întemeiate. Care este cea mai mare donație primită? Din câte știu, cea mai mare donație primită, pe care o am eu la cunoștință, este cea a domnului George Becali. Am înțeles că domnia sa a donat o sumă foarte mare de bani. L-aș putea întreba pe el ca să nu greșesc, dar e una dintre cele mai mari donații, dacă nu cumva cea mai mare donație a unei persoane particulare. Care sunt acțiunile de caritate care vor fi făcute prin intermediul acestei catedrale a Mântuirii Neamului? Complexul sau ansamblul arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cum este el denumit oficial, actualmente s-a încetățenit expresia Catedrală Națională, conține în proiect clădiri adiacente care au și funcționalitate socială, culturală, medicală, filantropică, mă refer la o casă pentru pelerini, mă refer la o casă în care va funcționa o clinică, o policlinică pentru oamenii fragilizați, mă refer la un muzeu al creștinismului românesc, mă refer la un sediu al administrației patriarhale, dar poate că asta e mai puțin important. Ceea ce vreau să spun este că această catedrală trebuie privită în trei registre. În registrul liturgic, este o biserică reprezentativă pentru Ortodoxia Românească, în registrul ei simbolic, liturgic, care asigur că are legătură tot cu dimensiunea religioasă, în registrul ei cultural. În această catedrală, cultural, civic, aș spune, pentru că în spațiul ei vor avea loc întâlniri foarte importante, vor veni reprezentanții ai altor state, președinți de state care o vor vizita, se vor desfășura în ea evenimente care nu vor fi doar religioase, ci și civice. Este o catedrală care împletește, ca să spun așa, toate funcționalitățile, toate misiunile bisericii, care sunt religioasă, culturală, socială și, bineînțeles, caritabilă. Care este stadiul acestor proiecte? Aceste proiecte deocamdată sunt la nivelul proiectului general. Nu se pune problema începerii acestor lucrări până nu se termină în mod firesc și logic catedrala în sine. Ulterior se va începe la amenajarea spațiului tot din jurul ei. Tot în acești 3 ani? Nu. În acești 3 ani vor fi finalizate picturile în mozaic din interiorul catedralei. Aproximativ 3 ani, nu știm cât poate dura asta, pentru că depinde foarte mult de banii existenți, de finanțările care sunt fluctuante. Nu există un termen limită, este un termen dorit, ca să spun așa, acesta de 3-4 ani maxim. Domnule Bănescu, eu vă mulțumesc din nou pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai aștept cu mare drag. Vă mulțumesc și eu foarte mult și salut pe toți cei care ne-au urmărit. Mulțumim!